Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei, și mă adresez concetățenilor, vă salut pe toți. Pe data de 15 noiembrie, aproape 1 milion de cetățeni din Republica Moldova au cerut prin vot schimbare. Toată societatea din Republica Moldova și conaționalii noștri de peste hotare solicită de la clasa politică schimbare, schimbare în abordarea de a face politică și, în general, o schimbare. Noi, cei de la ProMoldova, am luptat pentru o astfel de schimbare și ne-am dorit foarte mult ca președintele actual, Igor Dodon, să plece în istorie. La ora actuală, președintele Igor Dodon nu are legitimitatea și nici legalitatea să inițieze consultări cu partidele parlamentare. Nu are o astfel de posibilitate acordându-se un vot desăvârșit și devastator de neîncredere acum câteva zile, în duminică, data de 15. Considerăm că singura care este în drept astăzi, și poate acest lucru ar fi bine să se întâmple chiar, este președintele nou ales, chiar dacă nu a intrat încă în funcție, doamna Maia Sandu, astăzi ar avea legitimitatea să inițieze astfel de consultări cu fracțiunile parlamentare și grupurile parlamentare pentru a determina ce urmează pentru viitor. Sigur că la ora actuală, întreaga societate și țara trece prin probleme deosebite, care în primul și în primul rând au fost generate de COVID, de pandemie, dar în același timp au fost generate de proasta guvernare a treburilor țării pe tot parcursul anului curent. Dacă actualul Parlament și fracțiunile parlamentare mai au responsabilitate față de cetățeni, trebuie să găsească soluții prin a se consulta și pentru a crea aici, la nivelul Parlamentului, dialog pentru câteva soluții sau propuneri. 1. Când și cum se vor declanșa alegerile parlamentare anticipate? 2. Cum va fi guvernată țara până la alegerile parlamentare anticipate? Deoarece sunt priorități atât din punct de vedere pandemic, adică sanitar, deoarece sunt priorități din punct de vedere economic, deoarece economia a avut un impact, pandemia a avut un impact negativ și foarte rău în privința economiei, cum vor fi administrate treburile țării legate de educație și, bineînțeles, reformele cele mai importante legate de justiție și cum intrăm noi în anul următor cu buget și tot ceea ce înseamnă politica fiscală. Acestea sunt câteva priorități la care trebuie găsit răspuns aici, pe platformă parlamentară, în discuțiile și consultările între partidele politice și noul președinte sau președintele ales, Maia Sandu. Repet, la ora actuală, actualul președinte, care iată încă mai are mai puțin poate de o lună de zile, nu are nici legitimitatea, nici dreptul moral de a mai iniția consultări sau de a face orice altă acțiune sau mișcare subtilă, cât de subtilă sau deschisă nu ar fi, deoarece a pierdut încrederea întregii societăți. Pe data de 15, cetățenii Republicii Moldova și din țară și de peste hotare i-au dat un vot de neîncredere și i-au arătat direcția de plecare din istoria țării. Iată de ce. Noi, cei din ProMoldova, nu vom accepta niciun dialog și nicio consultare cu președintele Igor Dodon, ci doar discuțiile între grupurile parlamentare, partidele parlamentare și președintele nou ales. Și dacă e să vorbim de corectitudine, considerăm că președintele ales, Maia Sandu, astăzi ar trebui să se beneficieze inclusiv de protecție din partea statului și ar fi fost corect ca astăzi Serviciul de Protecție și Pază a statului să asigure această protecție deoarece are deja calitate oficială. Și lucrul ăsta ar trebui să se întâmple
fără întârzieri. Și pe această cale chiar încurajăm pe dumneiei, împreună poate cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate, în discuții, să examineze posibilitatea lansării unui dialog și inițierea unor consultări cu partidele și fracțiunile parlamentare, înainte chiar de a-și începe mandatul sau exercitarea mandatului pe data de 23 sau 24 decembrie, așa cum prevede Constituția. Acestea am avut de comunicat. Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună în continuare și succes!